A trecut ceva timp de când am făcut ultima oară un asemenea video, dar acum a avut reacții bune, am zis să revizitez categoria, așa că astăzi vorbim despre un parfum, un tester și o clonă. Și parfumul despre care vorbim astăzi este Bleu de Chanel în concentrația Eau de Parfum, deși în cazul ăsta nu mi se pare că a vorbit despre concentrație e direcția corectă. Eu cred că varianta Eau de Parfum ar trebui considerată un flanker pentru Eau de Toilette, pentru că nici notele nu sunt chiar aceleași. Nu vorbim de același miros, care în varianta Eau de Parfum e mai persistent, are proiecție mai bună. Nu, e un miros asemănător într-adevăr, dar totuși diferit. În timp ce Eau de Toilette este mai citric, mai fresh, mai luminos și mai gălăgios din punct de vedere al proiecției, Eau de Parfum este un pic mai profund, puțin mai întunecos, nu are nici proiecție la fel de bună ca Eau de Toilette, deși are persistența mai bună, într-adevăr, și practic este un miros, după cum spuneam, ușor diferit. Eau de Toilette mi se pare că se pretează foarte bine în toate situațiile, dar dacă ar fi să aleg, aș spune că l-aș purta cel mai mult ziua, atunci când e în regulă să fie așa gălăgios, la situații în care ești oricum mai dinamic și mai activ. Pe de altă parte, Eau de Parfum mi se pare o variantă excelentă de purtat seara, la o ținută mai elegantă, la o întâlnire romantică. E genul de parfum care nu țin neapărat să le spună tuturor că sunt dat cu Bleu de Chanel, numai că oamenilor care sunt foarte aproape de tine le spune clar că sunt dat cu un parfum excelent. Și asta este, din punctul meu de vedere, Bleu de Chanel Eau de Parfum. Un parfum de seară excelent. Și acum să-ți spun puțin despre note. În deschidere vei găsi o mulțime de note, dintre care aș reaminti lămâie, grapefruit, bergamotă, piper roz, coriandru, mentă. Și cam astea sunt cele care m-au marcat pe mine. Și după cum îți poți da seama, sunt unele parfumuri care au notele astea împărțite între vârf, inimă și bază. Și cu toate astea aici sunt doar în deschidere. În inimă, parcă nu mai este aceeași de bandadă de note și vei găsi pepene galben, iasomie, nucșoară și ghimbir. Iar la bază ar merita amintite ambră, patchouli, lemn de cedru, lemn de santal și tămâie. Deci avem de-a face cu un parfum cu multe note care le combină foarte interesant într-un miros pe care lumea tinde să-l asocieze foarte ușor în momentul ăsta cu Bleu de Chanel. Ci drept, combinația asta de note este într-adevăr specifică mirosului de Bleu de Chanel și deși ai putea înscrie parfumul în categoria aceea de parfumuri albastre, mirosul lui Bleu de Chanel este cumva original. Adică oamenilor le e destul de ușor să diferențieze Bleu de Chanel de restul de parfumuri din categoria asta. Pulverizatorul este de foarte bună calitate. Da, cred că te așteptai de la Chanel la treaba asta. Și mirosul ăsta, să-ți spun sincer, îți va aduce o mulțime de complimente. Sigur, sunt conștient că există oameni care nu-l apreciază pe Bleu de Chanel. Ăsta e genul de lucru care se întâmplă în orice privință. Există oameni care nu apreciază anumite lucruri și nu e o problemă, pentru că atunci când vine vorba de parfumuri, totul este subiectiv. Dar statistic vorbind, Bleu de Chanel este un parfum apreciat și este unul dintre parfumurile care cred eu că mie mi-a adus de-a lungul timpului cele mai multe complimente. Și sincer să fiu, îți aduce complimente și momente total neașteptate. Săptămâna trecută stăm în balcon cu niște prieteni și ne jucam niște board game-uri. Și în timp ce mă tot întindeam după niște cărți, o aud pe iubita mea spunând: "Wow, ce bine miroși." Îți dai seama că e o reacție foarte ciudată, îl purtam pe Bleu de Chanel în caz că te întrebai. Motivul pentru care m-a luat prin surprindere este acela că nu e un miros neobișnuit, pentru că îl mai port și cu toate astea a surprins-o. Și despre asta e vorba. Bleu de Chanel e genul de parfum care surprinde oamenii din jurul tău, chiar dacă sunt obișnuiți cu faptul că porți Bleu de Chanel. Revin din nou la ce spuneam la început, mi se pare că varianta Eau de Parfum se pretează în situațiile în care ești mai bine îmbrăcat sau la ieșiri seara. Și cred că funcționează extrem de bine la întâlniri romantice, tocmai pentru că obține genul ăsta de reacții. Vai, ce bine miroși, vai, excelent mirosul ăsta. Chiar am auzit pe cineva descrind mirosul ca fiind orgasmic. Ok, deci cam asta face Bleu de Chanel. Problema lui totuși reprezintă prețul, pentru că pe 100 de mililitri vei da 650 de lei pe notinul, ceea ce, hai să fim serioși, nu e un preț deloc mic. Ce ar mai fi de spus despre Eau de Parfum este că, din punct de vedere al persistenței, obțin undeva în jur de 8 ore cu parfumul ăsta. Din punct de vedere al proiecției însă, mi se pare că varianta Eau de Parfum stă mai prost decât Eau de Toilette, pentru că proiectează mai puțin, mi se pare că în jur de o oră jumate, două maxim, și apoi devine un miros discret. E adevărat că l-ai pe piele 8, doar că devine un miros discret și se
simt atunci când oamenii sunt foarte aproape de tine. Ideea e că dacă ți-l cumperi pur și simplu pe acesta, nu e o problemă dacă începi cu el. Dacă în schimb ai avut înainte o de toalet, atunci apare oarecare problemă pentru că ești obișnuit cu proiecția aceea destul de nebună. Și ăsta e mult mai potolit. În principiu e o variantă, hai să zicem, mai rafinată, mai civilizată și mai maturizată a lui Bleu de Chanel. Acum îți spuneam că Bleu de Chanel e scump și din acest motiv niște oameni, probabil în Turcia, și-au zis de ce nu l-am copiat noi și l-am vinde mult mai ieftin. Și așa a apărut minunăția asta de tester. În principiu, sticla arată destul de bine pentru tester, adică sunt surprins de cât atenție au dat ei detaliilor. Că dacă nu ești atent, ai zice că e la fel. E într-adevăr, vopsea folosită pentru a scrie Bleu de Chanel e un pic mai proastă. E adevărat că aici, în Eau de Parfum, s-a șters un pic M-ul. Și dacă te uiți cu atenție, vei vedea că aici capacul nu este la fel de bine făcut ca la original. De fapt, stai seara despre ce e vorba. Original, tester. Bine, s-ar putea să nu poți vedea foarte bine lucrul ăsta. Ideea e că la tester, cineva a ieșit un pic din contur atunci când a dat cu vopsea albă pe partea asta cu Chanel. În rest, atenția la detalii pentru această sticlă a fost destul de mare. Bine, pe de altă parte, Bleu de Chanel are un design oarecum minimalist, deci n-ar fi chiar o problemă. Existența acestor parfumuri reprezintă faptul că Bleu de Chanel, în varianta lui, după cum spuneam, este destul de scump. Cine se tester costă undeva pe la 150 de lei și hai să vedem cum miroase. Nu ți-am ascuns niciodată faptul că nu îmi plac testerele, dar nu-mi plac genul ăsta de testere. Adică n-am o problemă cu cele care se găsesc în magazin. Am o problemă cu faptul că aici avem de-a face cu o copie, care de altfel e destul de ieftină, ajung și la asta imediat, pe care niște băieți care și-au făcut un site pe internet vor să o vândă unor oameni care nu sunt atât de pasionați de parfumuri, dar vor să miroasă bine. Deci asta, parfum tester, este efectiv un fals ordinar vândut la mult prea mult sincer. Parfumul ăsta, în momentul în care ți-l pulverizezi pe piele, miroase în deschidere a spirit. Mult spirit, pentru că probabil că e făcut cu mona. Sigur, el a fost făcut înainte să înceapă pandemia, pentru că în momentul ăsta, dacă era făcut cu mona, probabil costa vreo 300-400 de lei sticla asta. Sincer, cred că era mai scumpă decât originalul, dar în fine. Apoi, mirosul se duce în direcția lui Bleu de Chanel, dar are o problemă. Și anume că nu ai cum să scoți din minte și nu ai cum să nu simți nota aia de aftershave ieftin pe care îl găsești în Ocean cu 4 lei. Deci în momentul ăsta miroși ca și cum te-ai bărberit cu cel mai ieftin aftershave și apoi ți-ai dat discret, dar foarte discret, cu Bleu de Chanel. Și ai dat 150 de lei pentru experiența asta olfactivă și sticla asta aproape ok. Sincer, nu merită. Din punct de vedere moral, nu merită parfumul ăsta pentru că cineva încearcă să te convingă că tu cumperi originalul, dar efectiv te prostește. Așadar, din punct de vedere moral, nici nu cred că mai vine vorba acum de îndoielnic aici. Vorba pur și simplu că nu e ok ce se întâmplă aici și cred că toate site-urile astea care vând testere, ar trebui să se închidă. Țin să precizez totuși că există site-uri care comercializează parfumuri și în oferta lor au și testere. Spre exemplu, parfumo.ro. Ce-ți pot spune despre ei este că testerele de acolo, din ce am testat eu până acum și am cumpărat câteva, sunt originale. Totuși, ei nu se ocupă doar cu vânzarea de testere și prețul lor nu este absurd de mic. Spre exemplu, dacă ți-ai luat de acolo un Bleu de Chanel, bine, în varianta parfum, că doar asta au tester, ar costa 550 de lei. Deci trebuie să înțelegi că diferența de preț între un tester, dar în varianta originală a testerului, nu fake-ul ăsta, ordinar, și un parfum normal, nu trebuie să fie atât de mare, pentru că, în mod real, diferența vine dată de faptul că testerul nu are cutie, uneori nu are capac și, din punctul ăsta de vedere, hai să zicem că poate reușești să economisești un 100 de lei. Dar un parfum care se comercializează în mod normal cu 650 nu se poate vinde niciodată cu 150 și să te aștepți cumva să fie original. Așadar, toate site-urile astea cu Gigi Tester sau cel mai bun tester sau tester original sunt niște site-uri care vând fake-uri. Așadar, vrei să-ți cumperi un parfum fals și să dai și vreo 150 de lei pe el? Intră pe orice site care are în denumire tester și cumpără-ți de acolo. Uită-te și la comentarii, sunt o felul de oameni care spun lucruri de genul: wow, mi-a venit parfumul Bleu de Chanel și miroase fantastic. Nu, parfumul Bleu de Chanel ar trebui să miroasă a Bleu de Chanel. Faptul că tu nu știi cum miroase Bleu de Chanel și ai spart 150 de lei aiurea să-ți iei un fake, nu e ok. Și mai e o problemă, substanțele puse în parfumurile astea nu sunt niciun fel controlate. Deci tu ți-ai dat cu niște lucruri pe tine și dacă la un moment dat apar bubițe roșii, ei bine, ghinion. Pentru că în general nu o să poți să dai de oamenii ăștia care ți le-au vândut să-i întrebi: băi, pe ce facem aici?
Păi niște băieți într-un drum între Turcia și România sau unde erau ei, au făcut și ei un parfum. Că na, unii oameni sunt buni la chimie și să reproduci un parfum deja în punctul ăsta e destul de ușor. Dar practic cumpărându-ți genul ăsta de mizerie, dai bani și spui în pericol sănătatea. Că dai direct cu el pe piele. Adică din nou s-ar putea să te umpli de bubițe, să faci iritații. Nu merită pentru că nimeni nu-și asumă răspunderea pentru asta. Nu ai dată de contact și la fel dacă dai de oamenii ăștia și le pui niște întrebări, sunt mari șansele să devină agresivi. Pentru că na, știu și ei ce vând și nu vor să atragă atenția asupra faptului că nu e ok. Deci zi cu mine, nu-ți cumpăra testere de pe site-uri care au în denumire tester de nu știu ce și nu-ți cumpăra testere atâta timp cât au un preț suspect de mic în raport cu originalul. Acum, dacă parfumul ăsta costa 250 de lei și testurile erau 150, ziceam, e foarte posibil. Da, așa nu. Și încă un lucru pe care cred eu că e important să-l menționăm e că pe site-urile astea cu testere, de obicei o să găsești cea mai scumpă variantă. Adică dacă a apărut Bleu de Chanel Le Parfum, o să-l găsești pe la 100 ml pentru că na, încearcă să-ți vândă ieftin cea mai scumpă variantă, ca în felul ăsta tu să fii cât mai fericit, să cumperi cât mai mult și să facă cât mai mult profit, deci înțelegi care e ideea. Așadar, nu-ți mai cumpăra testere din diverse locuri dubioase. Sincer, îți bagi joc de banii tăi și s-ar putea să-ți bagi joc și de sănătate, ceea ce nu e absolut deloc ok. Și în cele din urmă, nici măcar nu vei mirosi cum trebuie. Vei mirosi oarecum bine, dar totuși ieftin, pentru că asta e, e un parfum ieftin care copiază un parfum scump, dar nu neapărat extraordinar de bine. Și atunci, dacă vrei totuși să miroși bine, asemănător cu Bleu de Chanel, dar nu vrei să cheltuiești o mulțime de bani, îi poți încerca pe Infinite Love cu Corsica. Trebuie să-ți spun că acest parfum seamănă cu Bleu de Chanel varianta Eau de Toilette. De asemenea, o sticlă de 100 de ml de Corsica te va costa 100 de lei, plus transport în momentul de față, dar când se vor deschide mall-urile, vei putea să-l cumperi de acolo și deci 100 de lei. Mi se pare o idee mult mai bună să dai 100 de lei pe un parfum care seamănă cu originalul, dar pe care îl cumperi de la niște oameni pe care îi poți găsi. Îi găsești în mall-urile, poți da un mail, poți să vorbești cu ei. Ei există ca entitate juridică și din acest punct de vedere își asumă și toată răspunderea pentru produsele lor. Așa că față de un tester, parfumul ăsta este cu simț de răspundere. Nu o să-ți dai cu el pe tine și să-ți iasă bubițe sau lucruri de astea, pentru că toate lucrurile astea sunt asumate, știi unde să te duci, ce să întrebi. Acum, Corsica seamănă foarte bine cu Bleu de Chanel Eau de Toilette. Sigur, n-are aceeași subtilitate și n-are neapărat același nivel de complexitate. Dar e foarte aproape și dacă îți dorești să miroși bine, nu ții neapărat să miroși fix a Bleu de Chanel, dar oarecum în direcția aia, și lumea să-ți aprecieze mirosul, e o variantă interesantă. Simt nevoia să fac o mică paranteză aici legat de videourile pe care le fac. Motivul pentru care spun lucrurile astea și introduc și mărci precum Infinite Love este următorul. Eu nu țin să promovez un anumit brand, da? Mi se pare că Chanel fac o treabă bună, dar da, accept faptul că 650 de lei pentru o persoană care nu este mega pasionată de parfumuri este o sumă mare. Ca urmare, consider că și oamenii care vor să miroasă bine, dar nu vor să-și vândă din casă, ar trebui să aibă o alternativă. Și atunci de asta zic de Infinite Love. De asemenea, nu țin neapărat să promovez un anumit brand, vorbesc în general de parfumuri și de mirosuri. Revenind, ți-ai la Corsica, ai dat 100 de lei pe varianta de 100 ml și zici, băi, după ce îl folosești, băi, mie îmi place Bleu de Chanel, merită să strâng niște bani și să-mi cumpăr original. Între timp ai mirosit bine, oamenii ți-au oferit complimente, e totul cât se poate de ok. Și din punct de vedere al proiecției și persistenței, parfumul ăsta e cam acolo unde e original, adică obții undeva pe la 6-7 ore de persistență, cu o proiecție bună în primele 2 ore. Nu e la fel de gălăgios, dar din nou ai dat pe el 100 de lei și sincer nici nu-și dorește neapărat să fie exact Bleu de Chanel, își dorește să fie asemănător cât să-ți poți face tu o idee. Așadar, îți recomand întotdeauna să-ți cumperi originalul, dacă nu, îți recomand să încerci Infinite Love, dar niciodată, absolut niciodată, nu te mai duce să-ți cumperi parfum de pe un site de testere. Pentru că întotdeauna vei ajunge să regrezi decizia într-o formă sau alta. Și gândește-te la situația oarecum penibilă că ți-ai cumpărat un tester și te întâlnești cu cineva care are Bleu de Chanel și cunoaște mirosul și spune, băi, tu miroși a Bleu de Chanel, dar nu înțeleg, parcă pe tine nu miroase atât de bine. Că vrei să-ți asumi problema că un parfum atât de cool nu miroase bine pe tine pentru că tu ai cumpărat un fake? Serios, du-te la Infinite Love, încearcă parfumul, poartă-l, fă-ți de cap cu 100 de mililitri și dacă îți place, sincer, strânge și ia originalul. Sincer, nu-ți bate joc de sănătatea ta și nu-ți lua un parfum care totuși miroase ieftin. Asta în contextul în care nu a fost, că totuși au fost 150 de lei și de 150 de lei puteai să iei tot felul de Salvatore, Ferragamo și alte lucruri care erau originale și nu miroseau așa, miroseau super ok. Am simțit nevoia să dau și cu cel de la Infinite Love pe mine pentru că
Îmi place mult mirosul ăsta de eau de toilet. Se pare o opțiune bună. Probabil că o să-l folosesc astăzi. Da, sigur, de ce nu? Totul bine. Asta am avut eu de spus despre Bleu de Chanel, despre testere și despre clone și sper că acest episod să-ți fi plăcut. De asemenea, spune-mi părerea ta despre testere, clone, Bleu de Chanel. Sunt foarte curios să aflu. De asemenea, dacă ai vrea să-mi recomanzi alt parfum, sunt tare curios să-ți citesc comentariile. În plus, fiecare share, fiecare like, fiecare subscribe, tot ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.